Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit și bineînțeles pentru că este 8 martie la mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor. Astăzi o să avem o ediție mai specială. Vom dezbate pentru început cazul unei tinere din comuna Cupșeni care a decedat în Spania. Și am să vă reamintesc, așa cum ați văzut și la grupajele noastre de știri, că pe pagina de socializare a primăriției din Cupșeni, Lucia Burcure, s-au făcut demersuri pentru ca trupul Firuței Neac să poată fi adus acasă. Pentru a vedea cum s-a finalizat această procedură, am invitat un studio chiar pe doamna primar Lucia Burcure. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Dați-mi voie să transmit și eu toate felicitările și salutările tuturor doamnelor și domnișoarelor, tuturor femeilor. Să le spun că sunt ființe speciale, să aibă încredere în ele și să nu cerșească iubirea, pentru că ele merită să fie iubite. Frumos spus, doamna primar, haideți să luăm acest caz de la A la Z, să vedem cum ați aflat de cazul pe care l-am prezentat și care au fost pașii pe care i-ați urmat. Am văzut că au fost maramureșeni din județul nostru, din străinătate, care au dat o mână de ajutor. Așa este, într-adevăr, este un caz... Să aflăm povestea. Este un caz șocant, un caz dureros, o situație oarecum delicată. De acest caz am aflat printr-un telefon de la o angajată a primăriei, ulterior de la cetățenii comunei Cupșeni care locuiesc în Spania. Oamenii m-au anunțat că această tânără a fost intoxicată. Firuța Neac, da. Câți ani avea? 23 de ani, ar fi făcut acum pe 25 martie. Deci încă nu împliniți 23 de ani. În firul vieții, în floarea vieții. S-a intoxicat cu gaz metan de la o butelie pe care o folosea oarecum pe post de... prin a-și încălzi apa la cada de baie. A murit undeva în nordul Spaniei, undeva în zona Pamplona. Imediat m-am autosesizat, am aruncat un text pe Facebook, am vrut să văd reacțiile cetățenilor. Știam că suma pentru a-i reimpatria corpul neînsuflețit se ridică la câteva mii frumoase de euro. Cetățenii au fost foarte abili. În decurs de 3 zile am adunat aproape 14.000 de euro. Cetățeni din comuna Cupșeni care locuiesc efectiv în comună, dar și cei din străinătate. Celor din comună s-au alăturat și alți maramureșeni și alți români din străinătate și din țară. Și dați-mi voie să vă mulțumesc și dumneavoastră pe această cale că oarecum m-ați ajutat. Peste familia acestei fete, am aflat că s-a mai abătut o tragedie în toamna anului trecut, când fratele ei a fost carbonizat într-o colibă. Iată că ghinionul s-a ținut lanț de această familie. Așa este, din păcate, în toamna anului 2017, fratele Firuței Neag a fost găsit carbonizat într-o colibă din satul Costeni, comuna Cupșeni. Așa este, tragediile se țin lanț, oarecum noi sperăm să se oprească aici. Dar familia acestei fete, am înțeles că este mai nevoiașă? Nu neapărat mai nevoiașă, sunt oameni de rând. Tatăl fetei locuiește în România, mama fetei în Italia. Am luat legătura cu mătușa fetei, de fapt, care a și crescut-o. Fata a fost oarecum crescută către bunicii materni și de sora mamei ei, de către doamna Lenuța, o femeie chiar deosebită, cu care am ținut legătura în toată această perioadă. Ea a fost prima din familie care a luat legătura cu mine, care m-a contactat, care mi-a spus că mă susține în toate demersurile mele. Ulterior am luat legătura și cu mama ei din Italia, care din păcate nu a reușit să ajungă cu mine în Spania, a venit doar în România să-și conducă fica pe ultimul drum. Tatăl fetei locuiește tot în bazinul Lăpușului, am luat legătura cu dânsul și după câteva lămuriri a fost de acord să mă mandateze să-i aduc corpul fiicei lui în țară. De ce v-ați implicat în această acțiune? În primul rând mi s-a părut că viața a fost cruntă, mult prea cruntă cu ea. Era atât de tânără, o fată frumoasă, o fată care putea de acum să-și trăiască viața. Și în al doilea rând a fost de la mine din comună. Și oarecând, mai precis în 2016, eu am depus un jurământ că voi face tot ce îmi stă în putință să le aduc o notă de speranță și un bine cetățenilor,
Iar pentru această fată, doar atât am mai putut să fac, să mă implic în aducerea ei în țară. La nivelul comunei, așa cum a spus dumneavoastră, s-a declanșat o adevărată mobilizare în semn de solidaritate cu familia greu încercată pentru a repatria trupul neînsuflețit al tinerei. Spuneți-ne, care au fost toți pașii pe care i-ați făcut? Ați demarat această procedură de strângere a unor fonduri, nici nu știați de altfel dacă oamenii vor dona sau nu, pentru că e vorba de o sumă mare. De unde ați aflat ce sume trebuie achitate? Nu știam care vor fi sumele. Mai întâi am dat un telefon președintelui Consiliului Județean, lui Gabriel Zetea. L-am întrebat care ar fi procedura, m-a ghidat în linii mari, mi-a spus unde ar trebui să sun. Am luat legătura cu reprezentantul ambasadei române în Spania. De acolo ni s-au furnizat niște sume mult prea mari pentru posibilitatea noastră și atunci am preferat să mergem pe varianta privată și am întocmit toată documentația, am luat legătura de fapt cu un tanatoriu din Pamplona. Mi s-a spus cam cu ce documentație trebuie să mă prezint. Mi-am tradus și legalizat absolut toate actele. După care am făcut eu un drum în Spania în urmă cu o săptămână ca să depun tot ce era nevoie și de acolo s-a ocupat firma respectivă, inclusiv până la trimiterea ei pe aeroportul din Cluj, când o așteptăm în această seară să ajungă. Când ați ajuns acolo, cum vi s-a părut toată această procedură greoaie pentru a aduce trupul unui român înapoi în România? Nu neapărat greoaie. Dacă mergi cu toate actele necesare. Da. De exemplu, noi nu aveam certificat de naștere. Ei, pe buletinele noi, pe cărțile de identitate, nu mai scrie prenumele părinților. Și am presupus eu atunci că voi întâmpina dificultăți, prin urmare am solicitat la evidența populației de la Baia Mare să mi se dea un act prin care să mi se ateste că într-adevăr este fiica celor doi. Pe baza acelui act am întocmit și noi o declarație de la prin primărie și toate acestea le-am tradus și le-am legalizat. Și chiar a fost o inspirație de moment, a fost un feeling care chiar m-a ajutat. Dacă nu le-aș fi avut, aș fi întâmpinat alte dificultăți. Ce este dificil, nu știu, acum nu aș dori eu să arunc cu noroi în imaginea nimănui și în nimeni, dar din punctul meu de vedere, reprezentanții noștri care avem dincolo nu se implică. Deci nu ne ajută niciun fel. Eu sincer am fost... Și de aceea sunt trimiși acolo. Da, uitați-vă că nu este așa. Eu am fost ajutată de spanioli, care mi se par niște oameni foarte încredere de cuvânt. Eu am o relație și prin familia mea foarte bună cu cei din Spania, dar vorbind și fluent spaniola, m-am înțeles de minune cu ei. Deci n-ați avut nevoie de translator? A, nu. Altfel nu m-aș fi dus. Nu. Chiar nu mi-aș fi permis să-mi iau și translator. Am fost cu o familie de la mine din Ungureni care m-au primit în casa lor, m-au ajutat, m-au transportat cu mașina, dar de translator n-am avut nevoie. M-am descurcat singură. Managerul de la tanatoriu chiar este un om deosebit. Mi-a explicat exact ce am de făcut, care îmi sunt pașii, i-am predat actele, am predat suma de bani, care nu este deloc mică. Cât este vorba de 6.897 de euro. Bani care, cum s-ar împărți ei? 1.250 de euro înseamnă transportul din Spania pe aeroportul din Cluj-Napoca și restul sunt toate procedurile care trebuiau plătite la Institutul de Medicină Legală, îmbălsămatul, sicriul și toate celelalte necesare. De ce spuneți că reprezentanții României în Spania nu se implică? Pentru că am auzit și alte cazuri, să știți, care, iată, confirmă cele spuse de dumneavoastră, nu neapărat în Spania, ci și în alte țări, tot pe proceduri de genul acesta, au întâmpinat greutăți. Se mișcă greoi. În ideea că mie mi s-a promis de la tanatoriu că într-o săptămână am corpul fetei în țară. Eu am fost joia trecută, deci astăzi ar fi... Nu. Mă scuzați, acum 2 săptămâni. Astăzi ar fi 2 săptămâni de când am depus eu actele și mi s-a promis că până la sfârșitul săptămânii care s-a încheiat, trebuie să fie acasă fata. Și când acolo eu am vorbit cu ei prin e-mail-uri și mi s-a spus că au întâmpinat anumite dificultăți la consulatul român. Aveau alte acte și proceduri în lucru și ale noastre... Deci tot la noi este birocrația. Da, din păcate da. Oamenii, chiar spanioli, sunt foarte operativi. Momentul în care ți-au explicat despre ce e vorba, cât te costă, într-adevăr acum nu se negociază. Îți spune suma și atât. Ai banii
mergi mai departe, nu exact. Ai... Și de asemenea, la ei sunt niște costuri foarte mari. Dacă nu ar fi mers nimeni după fată, corpul ei ar fi fost incinerat și suma s-ar fi ridicat undeva la 2500 de euro. Bani pe care... 2500 adic, sau 25? Nu, 2500 de euro. Da, bani pe care, din câte am înțeles, autoritățile spaniole le-ar fi cerut autorităților române și cel mai probabil este că tot în capul familiei s-ar fi spart această cheltuială, adică cu siguranță. Pentru că știm noi că statul și banca nu rămân datori nimănui. Înțeles. Nu știu, dacă în legislație s-ar putea lua o decizie și să facă o anumită modificare în astfel de cazuri, să fie mai operativi. Deci fata aceasta a stat 3 săptămâni. Prima săptămână, într-adevăr, nu a fost nimeni să vadă despre ce este vorba. Fata a murit sâmbătă noaptea spre duminică dimineața. Eu am fost doar vineri, dar încă 2 săptămâni a stat tocmai din cauza faptului că ai noștri nu s-au mișcat suficient de rapid. Și când ajunge trupul fetei? În această seară, la 8:30, va ajunge pe aeroportul din Cluj-Napoca, de unde îl va transporta o firmă de cortegii funerare până la domiciliul bunicilor ei. Iar sâmbătă va fi înmormântarea. Ați mai întâmpinat pe parcurs și alte greutăți sau acele au fost... Nu, alte greutăți așa în linii mari nu. Că în momentul în care tu ești operativ, știi exact ce ai de făcut, este foarte important. În momentul în care ieși din țară și se solicită anumite acte, tu să mergi foarte bine documentat și cu ele foarte bine puse la punct. Se leagă de absolut orice chichiță și nu poți să negociezi, că o să vă aduc mâine sau așa, ori le ai, ori nu le ai. Chiar au întocmit și eu un document, mi-au dat să verific și greșiseră data nașterii. I-am verificat. Este foarte important că mergi ori să vorbești fluent limba în țara în care mergi, ori să ai pe cineva care se descurcă și este foarte atent la acte. Că o singură dată scrisă greșit, ceea ce este foarte posibil să se scrie, duce la alte lucruri mai puțin plăcute. Ce concluzie ați tras după toată această experiență și ce le-a spune celorlalți care să zic trec prin asemenea momente dificile? Situația este foarte așa oarecum sumbră. Eu nu îmi doresc niciodată să mai trec prin ce am trecut, pentru că eu în momentul în care am plecat din țară nu știam exact la ce merg. Nu știam despre ce este vorba. A fost un accident, a fost o crimă, a fost o sinucidere. Deci a fost și așa un trac personal, că nu știam la ce să mă aștept. Și în ceea ce privește operativitatea, dacă, Doamne ferește, se mai întâmplă astfel de evenimente la noi în comun, la noi în județ sau la noi în țară, să se informeze foarte bine românul exact cu ce acte trebuie să meargă. Unde să se informeze? La ambasadă? La ambasadă sau de la consulat primesc informații sau se ia legătura cu o firmă specializată. Cum am luat eu cu un tanatoriu. Și atunci ei îți spun fie telefonic, fie prin e-mail, îți dau exact actele de care tu ai nevoie. S-au adunat 14.000 de euro, pentru care dumneavoastră a spus că o să arătați la final fiecare. Nu mai puțin, s-au adunat 14.000 de euro care am eu acum cash. Însă mai este un cont deschis pe numele meu, banii virați vor fi folosiți tot pentru fată. Acel cont încă nu l-am verificat, încă nu l-am închis. Spuneam că o să-l închid săptămâna trecută, după aceea m-am gândit că o să-l închid după înmormântare, după ce se termină tot. Am înțeles. Deci nu știți cât nu știu exact suma exactă. Nu știu suma exactă. O să ne spună și traseul celorlalți bani, pentru că știu că aveți alte planuri de comun acord stabilite cu cei acum, care au... Deocamdată am plătit în total cu... au mai fost mici cheltuieli legate de îmbrăcăminte și așa. Au fost 7.000 de euro cheltuiți în Spania și vreo 11.000 de lei până acum am cheltuit cu organizarea înmormântării. Urmează să-i plătim absolut tot ce înseamnă parastasele până la un an, să-i facem cimitirul, mormântul, să-l aranjăm și dacă o să ne mai rămână bani, cel mai probabil este că o să ne mai rămână ceva bănuți, vom lua o hotărâre de comun acord cu cetățenii care au dat bani, ce vom face cu ei. Nu pot eu să iau o decizie. Din discuțiile avute cu cetățenii,
Aceștia, unii spun că ar fi bine să facem o troiță în memoria ei. Alții să-i dunăm la o mănăstire, alții să-i păstrăm și în eventualitatea în care, Doamne ferește, ne mai lovim de astfel de situații, să avem un exact, să avem un buget, să avem niște bănuți puși deoparte. Câte persoane au donat, doamna primar? Și de unde sunt acești oameni care au donat? Oamenii sunt, în primul rând, cetățenii Comunei Cupșeni. Mi-am trimis consilierii, mi-am trimis angajații primăriei, au fost din casă în casă. S-au umblat din casă în casă. În fiecare casă din Comuna Cupșeni, din cele patru sate. Cupșeniul? Aproape 4.000. A fost vreo casă, să zic, poate cu probleme financiare și nu a putut dona? Să știți că oamenii din puținul lor au donat. Au fost care au dat 7 lei. Spuneau, atâția mi-au rămas. Am luat dimineață pâine și mi-au mai rămas 7 lei, dar îi dau pentru că și acei bănuți se vor folosi undeva. Deci oamenii chiar sunt cu luarea minte și cu frică de Dumnezeu și cu mână întinsă. Au donat și alții maramureșeni aflați peste hotare? Da, au donat, să știți că au donat, am fost contactată de către maramureșeni care, nu numai maramureșeni, și din Orăștie, și din Hunedoara, români care mi-au spus că pun împreună cu românii din comună, alții care au preferat să-i pună în cont. Chiar am rămas plăcut impresionată, foarte, foarte multă lume m-a abordat pe Facebook, în mediul de socializare și în același timp și pe telefon. Ce ar avea de învățat o comunitate, cum este Cupșeniul, din tot acest gest pe care dumneavoastră l-ați făcut împreună cu cei de acolo și alte comunități? Acum, eu sper să fie ca și un exemplu pozitiv luat. Deci, noastre părele sunt împărțite. Da, poate unii v-ar acuza că ați vrut să vă faceți imagine. Ceea ce noi, știindu-vă, știm că nu este așa, cunoscându-vă de atâta vreme. Părerile oamenilor sunt oricum împărțite. Sunt conștient de faptul că nu toată lumea mă iubește, nu toată lumea mă urăște. Cei cărora nu le sunt foarte dragă, indiferent ce aș face, oricum nu o să le pot să primi și dragă. Critici? Da, să știți că da. Din partea cui? Din partea căror oameni? Păi chiar din partea unui preot, aș putea să spun, din comună, care s-a dat peste cap ușor că de ce m-am implicat. Și de ce nu l-am anunțat prima dată pe dumnealui să anunțe la biserică? Deși oamenii acelui sat au spus, păi stați puțin, că n-am fi dat atâția bani. În general, am primit elemente pozitive și lumea m-a susținut. Ai făcut bine, dacă tu n-ai fi mers, n-ar fi mers nimeni altcineva după ea. Chiar așa a fost situația, nu era cine să meargă. Și am luat decizia împreună cu domnul viceprimar, cu Ioan Podina, care să mergem. Și viceprimarul mi este tot, vorbește fluent spaniol, a trăit câțiva ani acolo și am hotărât că merg eu. Poate acesta a fost un mare noroc pentru că v-ați descurcat și cu limba străină. Da. Este foarte important să te descurci cu limba, că altfel nu te poți înțelege. Da, primar, când va avea loc înmormântarea? Sâmbătă de la ora 12 și chiar rog pe cei care pot să fie alături de familia îndoliată. S-au făcut pregătiri pentru suficiente persoane. Eu, din păcate, nu voi fi prezentă, voi fi plecată în capitală, dar nu pot să spun decât că Dumnezeu să o ierte și familia să o mânghie. În minutele puține care ne-au mai rămas, așa să ne spuneți ce alte acțiuni aveți în comună în perioada următoare, ce alte proiecte veți derula? Vom derula în curând niște proiecte pe PNDL, prin care vom începe cu iluminatul public. Am câștigat un proiect pe iluminatul public pe LED. Vor fi și două cămine culturale în centrul de comună, în Cupșeni și în Libotin. De asemenea, va fi canalizarea pe Ungureni. Acum, noi cât de repede sperăm să le dăm drumul. Și de asemenea, am mai avut un proiect puțin mai micuți, care l-am făcut prin sponsorizare, am oferit uniforme copilașilor din comună. Fiecare copilaș din clasele 0-8 a primit câte o uniformă și noi sperăm că până la toamnă să reușim să le mai dăm încă câte o uniformă, să aibă de schimb. Taxele, impozitele le-ați mărit în comună? Nu s-a mărit absolut nimic. Pentru că s-a întâmplat în alte localități, da, condițiile de oraș au impus automat creșterea taxelor și absolut, impozitelor. Absolut, nu. Noi singurul lucru l-am schimbat a fost cu transportul, aveam un contract făcut cu Drusalu oarecum și acum ne facem singuri, ne-am cumpărat utilaje și ne deci facem colectarea deșeurilor? Da, și o facem selectiv.
O faceți selectiv? Da. Oamenii au înțeles să știu ce înseamnă să colecteze selectiv? Da, ne-a fost ușor. Dau dovadă de simțul acela civic? Să știți că da. La început a fost puțin mai greu. Oamenii n-au înțeles de ce au trebuit să-și plătească dumnealor containerele. Dar ulterior au înțeles. Și cum se derulează acțiunea? Că nu înțeleg. Oricum va fi acel program SMID la nivel de județ. Și cum veți gestiona după aceea situația? Păi, să vedem când se va implementa. Până atunci, în prezent, cine ridică gunoiul din localitatea? Ridicăm noi și le aducem pe la groapa de gunoi. Aveți o mașină specială? Ne-am cumpărat două mașini. Ne-am luat două mașini. Da, adică am făcut un calcul foarte scurt. Cu cât plăteam pe unde ne ridica, cu cine aveam contractul, în 3 ani de zile nouă ni se estompează cheltuielile cu utilajele, cu mașinile, și atunci ne rămân nouă mașinile. Ce este oarecum, măcar rămânem pe zero, măcar nu dăm din casă. Și aveți o singură mașină? Sau două mașini, dar altfel nu primeam. Acoperă toate satele? Sigur. Comunei? Sigur că da. E interesant, nu știu dacă mai sunt și în alte comune la fel, sau de unde ați luat exemplul acesta? Nu, noi ne-am uitat, ne mai inspirăm și după ce fac cei din Occident. Am înțeles, doamna primar, o să vă așteptăm și cu alte vești, să sperăm că vor fi vești bune din comuna Cupșeni și satele aparținătoare. Mulțumim pentru participare la emisiune. Eu vă mulțumesc și vă doresc și dumneavoastră o primăvară frumoasă și, la fel și dumneavoastră, un 8 martie fericit. Și tuturor doamnelor din comuna Cupșeni. Doamnelor, domnilor, o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem la această emisiune din nou.